La Târșorul Vechi a avut loc astăzi dezvelirea unui bust reprezentându-l pe voievodul Mircea cel Bătrân. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 600 de ani de atestare documentară a localității. Autoritățile au amintit câteva momente importante din istoria noastră, în prezența unui număr mare de elevi. Ridică în acești 32 de ani de domnie la o culme de nebănuit istoria, gloria și faima poporului român în această parte de Europa. Târșorul Vechi are o vechime, cum spunea, parafrazând o expresie a vestitului Nicolae Iorga, ploieștiul dinaintea ploieștiului. Cu generozitatea domnului președinte al Consiliului Județean ne-a fost donată un bust al lui Mircea cel Bătrân și noi l-am amplasat aici, în mijlocul Muzeului de Istorie. Bustul dezvelit astăzi a fost realizat în numai 2 luni și este o donație a Fundației Mihai Viteazul, cunoscută pentru implicarea sa în astfel de activități. Dacă o statuie de asta, care vedeți aici, s-ar fi făcut prin concurs la Uniunea Artiștilor Plastici, ar fi durat 3 ani cearta până când se hotăra să se desemneze câștigătorul, un sculptor. Am făcut Fundația Mihai Viteazul. Faptul că ea este la 107-a statuie arată că am avut înțelepciunea și gândirea transmisă de prietenii mei din Milano, că numai așa se poate. Altfel, nu știu dacă făceam 10. Ce sentiment aveți la astfel de evenimente? Sentimentul principal este plăcerea pe care o satisfacție pe care o vezi în momentul în care oamenii se bucură când văd lucrarea. Adică, pe lângă faptul că pe lucrarea respectivă să iau niște bani, că toată lumea lucrează pentru bani. Dar mai e și satisfacția lucrului bine făcut. Deci în momentul în care lumea se bucură și îmi vine și mă felicită, asta e mai mare plăcere decât banul. Evenimentul cultural s-a încheiat cu depunerea unor coroane de flori.